Un alt drum județean a fost reabilitat și modernizat la standarde europene. Este vorba despre tronsonul de 1,3 km, cuprins între intersecția cu centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin și ieșirea din satul Magheru. Datorită tandemului Aladin Georgescu-Cătălin Drăghici, locuitorii satului Magheru beneficiază în acest moment de o nouă investiție la cele mai înalte standarde. Este vorba despre reabilitarea drumului județean 607B, o porțiune grav afectată de trafic. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să schimbe fața județului, în prezent mehedințenii având o infrastructură rutieră modernă și sigură în toate localitățile. Ieri, acesta a făcut o vizită și în satul Magheru împreună cu primarul din Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, verificând lucrările ce tocmai au fost finalizate. Era o porțiune grav afectată de trafic, iar în cadrul vizitei pe care am făcut-o împreună cu primarul din Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, am văzut un drum care corespunde standardelor actuale. Are o platformă de 7 metri, au fost făcute trotuare pe o distanță de aproape 2 km, 113 accese la proprietăți, gur de scurgere a apelor, iar semnalizarea este foarte bună având în vedere că drumul traversează localitatea. Aceste investiții se fac cu eforturi financiare, în condițiile în care bugetul județului este strâmtorat, dar tocmai din acest motiv le facem acolo unde situația o impune. Localitatea Magheru are un trafic intens, iar reabilitarea drumului județean era absolut necesară, cu atât mai mult cu cât acum, și aspectul este total schimbat pentru cei care tranzitează centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Cătălin Drăghici, unul dintre cei mai performanți primari din județul Mehedinți, a îmbunătățit semnificativ condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă. Ample investiții au avut loc în comuna Breznița de Ocol în ultimii ani. Reabilitarea drumului județean 607B este o investiție amplă și absolut necesară pentru locuitorii satului Magheru și nu numai. Modernizarea infrastructurii rutiere schimbă complet aspectul zonei, iar condițiile de trafic sunt sigure. Această porțiune este foarte tranzitată și era grav afectată. Unul din principalele obiective ale președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost modernizarea infrastructurii rutiere în fiecare localitate din județul nostru. Acest lucru s-a transformat în realitate, iar în prezent mehedințenii au drumuri reabilitate la standarde europene și cele mai sigure condiții de trafic.